Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Minecraft cu Alice Ei bine, de data asta este episodul cu numărul 9 și Alice va ruga să lăsați cât mai multe like-uri Foarte mulți mi-au zis de ce n-am postat Minecraft cu Alice mai repede, de ce nu postez În primul și primul rând, episodul trecut nu a strâns 5.000 de like-uri, decât în vreo 2 sau 3 zile Deci, da, am zis că pun un episod la 5.000 de like-uri Și pe lângă asta, Alice a avut puțină treabă, acum e tot ok și o să putem filma în primul rând am nevoie de niște mâncare. Alice, vezi dacă mai pot să faci și tu niște mâncare, pentru că sincer am rămas fără și o să mor de foame și chestii și e nasol, sincer, să mor de foame. Probabil cel mai nasol sentiment, uite un măr. Bă, trebuie să mergem să facem rost de mâncare. Ok, hai să luăm asta. Dar înainte toate o să vreau să fac o lopată și fac lopata acum pentru că avem de lucru în episodul ăsta. Ok, o să vreau să egalăm Efectiv totul pe aici. Vreau să fie ceva gen un flat word. Alice. Normal, Alice se ocupă de pui ei. Oh my god, a ieșit un pui. Ok, perfect. Probabil Alice vrea să-l era pregătită cu sabia. Dar asta nu contează. Și hai să luăm niște dirt de aici după care să-l punem acolo. Pentru că sincer aș vrea să nivelez tot. După care vreau să mă apuc de construcțiile mai uh, nebune, să zic așa, știi? O să am de gând să fac niște construcții foarte, foarte șmechere Însă până atunci mai durează puțin Pentru că, sincer, nu pot să fac tot un, două episoade sau ceva de genul ăsta Mi-a zis foarte mulți, Max, să fă și tu avansuri Avansuri, sună ciudat să zici avansuri Să avansezi mai mult cu episoadele Adică în episodul 2 deja unii voiau să am casă, știi? Voiau să am casă, ok Însă asta ar fi destul de aiurea, frate. Gândiți-vă am din episodul 2 casă. Cum ar fi fost? Foarte nasol, sincer. Adică, sincer, prefer să... Să fac, fac ceva de genul mai lent. Să nu joc off-camera foarte mult. Pentru că știu că foarte mulți dintre voi nu sunt foarte încântați de faptul că aș putea juca off-camera. Așa că de ce aș juca off-camera să vină lumea să zică Max, e ai dat game mode și chestii de genul ăsta? Nu, frate, nu. Chiar nu, nu văd rostul la așa ceva, sincer, adică pe bune. Alice habar n-am ce face, însă probabil o să avem nevoie de ajutorul ei. O să vreau să vorbim puțin despre nou update uh, pe care o să îl aibă Minecraft cel puțin din câte am înțeles o să fie într-o săptămână sau ceva de genul ăsta. Uh, da, o să mutăm și serverul pe 1.9, în cazul în care o să apară, nu știm încă exact pentru că nu cred că o să o stabili ceva de genul exact. Însă o să mutăm serverul pe 1.9 dacă se schimbă, o să fie ceva nou în The End, o să fie chestii noi în Nether și o grămadă de nebuni din câte am înțeles. Acum, astea sunt doar bârfe, să zic așa, știi, nu-i nimic sigur, să chiar ar fi tare, sincer, adică chiar ar fi foarte tare. Unde e Alice? Unde e Alice? Alice? Unde ești? Barnum, deci Alice se plimbă pe aici peste tot, își face propria ei fermă. Și nu înțeleg ce vrea cu ferma asta să facă, unde vrea să ajungă. Hai să-i omorâm Alice. Nu o să vadă, nu o să știe. <gângh> Alice, ce cauți aici? Ce cauți aici? Ok, nu, nu, nu-i omorâm nu puii, mai bine nu. Hai să mai, uh, să mai egalem aici puțin. Ai dirt, Alice? Habar n-am dacă are dirt, dar probabil nu are. Pentru că cred că l-au pus pe tot aici. Da, nu contează asta. Ok, hai că putem să mai nivelăm, să zic așa puțin, din toată chestia asta. După care o să vreau să începem o casă foarte șmecheră, însă asta în episoadele viitoare, adică mai avem timp, sincer. Probabil în peste vreo două episoade sau ceva de genul ăsta o să mă apuc să... Să fac o casă mai mare, ceva gen mai șmecher, o casă pe care o să o finisăm în timp și o să facem toate chestiile la casa aia. Uh, da, o să vedeți voi pe parcurs Adică nu vreau să vă dau așa dintr-o dată spoilere Și să vă zic cum o să fie casa Pentru că, sincer, să fiu nici eu nu știu momentan Dar o să aflăm toți Toți O să aflăm toți uh, mai târziu, știi? Adică vreau așa să vă las să suspectați Ce o să fie și ce o să se întâmple și chestii de genul ăsta Deci fii atent, vreau până aici să acopăr apa asta, nu știu, probabil e prea mult, probabil o să dureze o grămadă, dar sincer cam ăsta e scopul meu, să acopăr până aici cu dirt. Pentru că sincer din să fie așa unde e casa, nu mm. prea place. Ok, și acum o să mai avem nevoie de o grămadă de dirt ca să acoperim aici tot. Da, nu contează, doar chestia asta o mai avem de acoperit și e totul bine. Barnum, ce face Alice? Ce face Alice? Oh, scări. Și ce să fac cu scările? Hai să vedem ce face Alice cu scările. What? N-a nimelit ușa, glumești? Oh, foarte tare ideea. Oh my god, Alice a pus scări în... în mină. Wow, îmi place, îmi place, îmi place. Îmi place ideea. Foarte tare. Eventual, oh my god. Eventual aș putea să o ajut. Lasă-mă să plec așa piatra Mai bine, dă-mi mie scările și du te făros din niște piatră, pentru că... Ba da, ba da, Oh my god, Alice nu vrea. Probabil nu mai are. Sau ceva de genul ăsta. A, ah, nu mai are. Ok, nu mai are. O să trebuiască să facem rost de mai multă piatră ca să facem mai multe scări. Hai să mă duc aici jos și să sap ceva Oh my god, mâncare. Ai mâncare, Alice? Ai mâncare? Uh, thanks. Thanks. Mai trebuie să facem gen ferma ta de pui. Probabil o să trebuiască să-ti omorâm toți pui, pentru că mai avem nevoie de mâncare și. Ok, eu mor. <laughs> nu? Oh, my god, ok, nu o să mor pui. Atunci eu mor pe ăștia din jur, pentru că, sincer, n-au ce căuta aici. Plecați de aici. Astea nu sunt pui prieteni, nu sunt pui sălbatici, nu, nu sunt pui de rasă, știi? Din câte știu eu, Minecraft-ul e interzis în uh, India Pentru că... Doar pentru că în Minecraft poți să mori vaci Și de asta minecraft e interzis în uh, India Nu sunt sigur de chestia asta, însă așa am citit-o pe net mai demult Și mi se pare o porcărie, sincer Pentru că până la urmă în Minecraft poți să omori și oameni, poți să mori și câini Și mai multe chestii pe care noi în România nu le omorăm, știi? Uite acolo câmpie destul de șmecheră văd o oaie. Am nevoie de mai multă mâncare, dar sincer nu prea văd așa ceva să îmi dea multă mâncare prin jur O să avem nevoie de o fermă de uit, o să fac acum o fermă de uit Pentru că avem nevoie, nu de alta Nu o să fie ceva permanent, pentru că ferma noastră de uit o să fie în... Okay, fermă de grâu, de fapt, pentru că așa se zicem. Zice lumea Max, de ce folosești cuvinte în engleză când noi suntem români? Bă, unele cuvinte din engleză sunt chiar aiurea de tradus, deci unele sunt chiar ai de De exemplu, Nether, cum ar fi să zic, mă duc în iad sau pana mea. Ok, o să pun ceva în genul ăsta. Deja deci asta o să fie doar pentru câtva timp. Pentru că, sincer, nu o să las asta în fața casei, vă dați și voi seama. O să facem după o fermă mult mai faină. Acum noi doar ne procurăm materialele ca să putem să construim ceea ce de fapt vrem să construim, știi? Să construim cu adevărat chestii tari Pentru că momentan o să facem chestii prea interesante Dar Alice a zis că vrea să facem un oraș Să fie toată chestia asta să fie propriul nostru oraș Și mi se pare foarte tare ideea Adică o să fie mai multe căsuțe, O să fie Poate o să aducem și villager dacă reușim Și foarte tare O să facem și fermă de iron dacă știm cum Pentru că Alice știe Minecraft Dar nu atât de bine încât să fac o fermă de iron Cred pentru că, da, pana mea, nu, nici eu nu știu, de fapt, nu zic eu de Alice, dar nici eu nu știu, știi? În fine, nu contează asta, hai să luăm copacul. Că nu, sincer, nu aș vrea să arate copacul ăla foarte random acolo în aer. Ok, ok, ok. O să avem nevoie de chestii ca să punem, să plantăm aici, o să le luăm noi imediat. Alice, vezi și tu dacă avem niște seeds, adică semințe? Dacă nu, o să trebuiască să mergem să facem rost. Oh, thanks câte? 11, cam puține, sincer. Bon mil avem sau oase? Să mi zici dacă avem bon mil sau oase. Ok. Facem așa o fermă în asta imensă. Ok, avem bon mil. Ok, perfect. 21. Bă, e decent. Nu e wow, dar e decent, știi? Ok, o spun asta așa. Nu, o să mă mai duc să mai strâng niște siduri de pe câmpia asta și o să vin să le plantez pentru că, sincer, nu sunt mulțumit cu atât de puține siduri. Ok, Alice, încearcă și tu să spargi iarbă din aia pe care o vezi pe jos și că o să-ți dea siduri, știi? Și avem nevoie, sincer. Ok. Acolo văd multe iarbă, o să merg acolo. Sună foarte ciudat când vorbesc despre iarbă, poate unii o să creadă că mă refer la altceva. Nu cred că o să cadă nimeni, dar oricum ar fi ciudat. Ok, o să strâng asta foarte repede, după care o să merg acasă să le plantez. Mă enervează că pe textura asta nu se prea vede iarba. Bine, într-un fel e bine, pentru că câteodată, de fapt, de foarte multe ori se întâmplă ca iarba să te enerveze. Și, da, nu aveți cum să ziceți că nu, pentru că iarba, să vezi așa foarte multă iarba în Minecraft, e enervant, știi? Așa că textura asta o ascunde. bine, e o textură destul de default și nimic foarte special la ea, dar da, totuși e destul de ne special, Și probabil Alice o să facă și arăți de siduri, e noapte, dar sincer ne descurcăm și pe noapte, adică nu pot să fac zi dacă nu sunt acasă să dorm. Așa că ne descurcăm și așa. Dar eu o, o, metodă foarte șmecheră să pui apă, sincer, dar Mie mi se pare că merge cam la fel de repede, așa că nu, nu o să încerc metoda cu apa, să pun apă și după aia să iau apa și să o pun iar în alt loc. Chiar nu mi se pare nimic interesant pentru că e o grămadă de pierdere de vreme și sincer nu ne place pierderea de vreme. Okay, am luat și flori pe aici, am oh, de toate nebunile. Oricum vreau să fie cât mai mult wheat. o să avem nevoie, o să iau, hai, 50, pentru că am 41, am puțin la 50. Nu explodat loc pentru că nu vreau să strici pe aici chestiile. Așa dacă... uh. Până la urmă tot eu trebuie lui să explodeze. Deci nu s-a obținut. Ok. Hai să facem rost de 50 de de astea. 44. 45. Nu știu exact alist dacă o să facă și rost. Dar ar fi frumos. 48 și 50, ok, un zombie villager poate o să avem nevoie de el pe viitor, dar momentan nu, așa că n-am de gând să stau să-l păstrez sau ceva de genul ăsta. Am văzut foarte mulți că cum găsesc, frate, un, un zombie villager, îl păstrează pentru ferma de iron. Fuck it, frate, avem atât de multe chestii de făcut până să facem o fermă de iron încât nici nu pot să mă gândesc la ferma de iron. Lol. Le nervăm cu ouă, frate, îți dai seama? O, ce mă speriat ăsta ești bun. Bine, l-am văzut că e acolo. Dar, sincer, nu știam ce vrea de la viața mea. Nu mai am mâncare. O să mă înghiște rotul și flash. O să mă duc repede să plantez astea. Ok, să nu mai mâncăm unul pentru că nu ne a dat saturație. N-arată oribil zona asta. Trebuie să recunosc că arată decent. Alice, ai curos de wheat? Să plantăm aici? Sper că da, pentru că trebuie să plantăm. Suntem producători de iarbă. Sau, probabil, la făcut rost de cabl sau și-a făcut alea, nu știu ce am făcut. Abar n-am sincer. Ok, probabil ai făcut. Oh. Uh, thanks. Oricum, cred că Alice a fost destul de ocupată cu... Cu crește... Nu, de fapt, să facă rost de piatră, știi, să facă scările alea. Am impresia. Ok, n-arată asta bine deloc chiar. Dar priviți partea bună, fraților avem câtva wheat și după ce o să așteptăm ceva timp o să se facă foarte mult wheat din wheat pe care îl avem acum. Deci zic eu că totul e perfect, știi? Deci totul e perfect. Eventual putem să ne ducem până aici, pentru că avem deja destul de mult uit, wheat, destul de multe siduri. Hai să plantăm așa. Bun, arată foarte genial. Hai să vedem ce a făcut Alice aici. După care o să închidem și episodul ăsta o să ne vedem mâine la un nou episod, cel puțin dacă Alice o să poată filma, o să postăm și mâine. Nu mai îmi ziceți postează, pentru că postez dacă pot, dacă nu pot, chiar nu pot posta. Pentru că ori eu, ori Alice nu poate, știi? Ok. Uu, frumos, 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 frumos. Deja mina noastră arată într-un fel. Ok. Mai să de Alice, te mai ocup până la final. Hai că te ajut. Sau, a nu mai ai Mai ai scări? Oh, crafting table Probabil Alice vrea să crafteze scări Sau ceva de genul ăsta Eu o să iau astea așa Între timp Thanks Ia crafting table te rog Nu e bine Ok și acum punem așa Fuck it. Hai să terminăm și chestia asta. Bun, perfect. Luăm crafting table-ul de aici. Și voila, e perfect. Alice a terminat chestia asta. Bun, fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți în continuare episoade din seria noastră de Minecraft cu Alice, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Eu am fost Max alături de Alice și ne vedem data viitoare. și mie mâncare. Oh, thanks. Pa, pa.